Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou replay. De data asta avem un replay în care am jucat cu Jack Panzer 100 alături de Sebi, care a jucat cu 60 TP, și de Daisuke, care la fel a jucat cu 60 TP. Eram un full pluton din TR80, prima academie pe care am construit-o, și jucam pentru misiunile de la turul datoriei. Mi-aduc aminte că făceam misiunea pentru 5500 damage cu assist, așa că am decis să joc cu Jack Tiger doar pentru motivul să dăm damage, 60 TP-urile la fel, să facem cât mai rapid misiunea și să ne iasă 5500 damage. Câteva chestii despre Jack Tiger. El este un tank destroyer catalogat ca și tank de destroyer de asalt. Ca și AP are un 1050 damage la o penetrare de 299 de milimetri. Ca și muniție gold folosește un head cu un damage de 1050, dar cu o penetrare de 420 de milimetri, cea mai mare penetrare din World of Tank pe muniția gold. Și un he cu un damage de 1400 și o penetrare de 85 de milimetri. Aim time-ul jagului fiind de 2 secunde 59, un reload de 24 de secunde pe standard, un top speed de 30 de km la oră, o armură de 200 de milimetri și un view range de 390 de metri. M-am așezat aici pe hartă, direct în zona heavy-lor, în zona unde de obicei își fac apariția heavy-le. KPZ-ul încearcă să alerge pe acolo, neatent la linoleu, încasează direct 870, puțin aici, pentru că nu l-am lovit într-o zonă chiar vulnerabilă. Am prins doar 870 damage. Băieții cu 60 TP-urile au luat aici zona de sus a orășelului, să zic așa, încercând să țină tancurile care voiau să urce sus. Eu în continuare rămân aici focusat la colți pentru posibilul push al echipei inamice. Ne hotărâm, urmat și de celelalte două heavy care ne ofereau suport, să facem push-ul aici. Să intrăm un pic în acțiune, moment în care Sebi îl pleznește acolo pe Udes și îl trimite la garaj. Deja începeam să adunăm, damage. Aici gol, spre surprinderea noastră, nu era niciun un tank aici pe snipe, și tankurile care au fost T-75 fiind tot aici, s-a retras pe zona de mijloc, încercând să se regrupeze. Iar noi, profitând de ocazia asta, încercăm să împingem flancul. Ne uitam în același timp și pe flancul drept, unde se făcea la noi un camp acolo. Zona de mijloc, zona unde am X-ul spota, nu se vedea acolo nimic, deci erau pe staționare. Aici îl văd pe Jag. Îl focusez acolo și lovesc, 951. Fiind în plin focus, Jag-ul foarte rapid scos. 60 TP-urile au rămas acolo să-și ducă bătaia cu VZ-ul, cu E75, cu Turtoise-ul, și mai avem un VZ care momentul de față urcă sus și mai mult ca sigur va ieși pe oraș. Aici E75-ul îmi oferă posibilitatea să îi dau un pas înainte în viață. Sunt aici cu ochii pe Turtoise. Turtoiul este pe mine aici și încearcă să îmi prindă căpăcelul. Prind momentul când a tras și nu-l iert. Încerc să înaintez, am văzut acolo T95-ul, dar țin cont de VZ-ul care a urcat sus și încearcă să iasă prin zona de mijloc a orașului, încercând să ne lovească în lateral.
Îl văd, focusez. Și tot vei, Doamne, 2430. L-am trimis în alt univers. L-am prins exact într-o zonă laterală, sub partea de șasiu, cumva, în zona muniției. Și în acest fel, direct blow up. Aici T95 a prins o poziție super faină, încercând să-și acopere burta. Totodată se protejează. Și aici RNG-ul mă pedepsește cumplit, lovind T95-ul sub burtă. Nu reușesc să-i dau damage. T95-ul geană pe mine. Nu trage în celelalte tankuri, vrând să-mi dea damage, pentru că a știut că e o putere de foc mare aici. Dar nu suficient cât să mă scoată. Și în felul ăsta l-am scos și pe T95. Avem acolo Kravangand care ne așteaptă la colț, protejat un pic sau profitând de faptul că dacă își ascunde burta acolo, Turela îl va ajuta. L-am observat și eu, îl focusez și nu este destul de bine băgat după deal. Și în felul ăsta îl penetrez destul de ok acolo. Cade un tărculeț al nostru aici, Object 704. Băieții cu TP-uri le împing și acolo. Artilerii ar face prezență aici. Așa că direct pe cumătră artilerie m-am dus să-i spun scrisoarea a treia. Aici aveam un pic de teamă pentru că nu știam unde e poziționată și știam doar că încarcă. Dar nu știam unde e poziționată, de unde să mă aștept. O prind în mișcare, focusez rapid și pe domnul Brani, îl trimit la garaj. Moment în care și meciul se încheie, deja mai sunt două tânculețe care sunt pe celălalt flanc. Cred că a fost un meci foarte rapid executat aici. Am mizat doar pe capitolul damage, să ne facem misiunile. Am reușit de-am dat aici 7200 cu jagu. Băieții la fel cu 60 TP-uri și-au făcut damage acolo, au dat câte 2000 și ceva, 3000 chiar. S-a adunat foarte rapid damage-ul. În felul ăsta am reușit să facem și kill-uri. Avem 8 kill-uri între noi, chiar și dacă aveam meci sau misiune cu experiență, o făceam în ambele sensuri și inclusiv misiunea cu kill-uri. Noi de obicei cam în felul ăsta jucăm, folosim tankuri cu posibilitate de focus și damage mare pentru a cheia misiunile cât mai rapid.